angajații din închisori și polițiștii din toată țara protestează în capitală. De la Inspectoratul Județean din Brașov au plecat spre București cu mașinile personale 60 de polițiști. Oamenii sunt nemulțumiți de condițiile de salarizare, de dotări și de numărul orelor suplimentare pe care sunt obligați să le presteze, contrar prevederilor din Codul Muncii. Sindicaliștii au pichetat sediul Ministerului Afacerilor Interne și au mărșăluit apoi spre sediul Ministerului Justiției. Suntem într-o acțiune de protest împotriva guvernanților care nu ne respectă drepturile, însemnând drepturi salariale, logistică, deficit de personal, ore suplimentare cu miile. Ce intenționați să faceți în viitor dacă revendicările nu vor fi soluționate? O să refuzăm munca suplimentară. O să venim la lucru normal, ca orice om, 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână, nu mai mult de 48 de ore, cum zice legea. Polițiștii și angajații din închisori vor protesta și vineri 8 februarie la Parlament. Acțiunile sindicaliștilor se suprapun cu reuniunea informală a Consiliului Justiției și Afacerilor Interne la nivel de miniștri, iar prin pichetările comune ale instituțiilor, polițiștii și angajații din penitenciare vor să atragă atenția asupra unor probleme care afectează drepturile și interesele personalului activ și în rezervă din sectorul de apărare, ordine publică și siguranță națională. Polițiștii Serviciului Imigrări din Brașov au prins în flagrante doi cetățeni din Turcia care nu au părăsit teritoriul României la expirarea perioadei legale de ședere temporară. Este vorba despre doi bărbați de 38 și respectiv 45 de ani. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit că străinii au intrat legal pe teritoriul României în baza pașapoartelor și vizelor de lungă ședere în scop de angajare, însă nu au părăsit țara la expirarea perioadei valabile și nici nu au făcut demersurile necesare obținerii permiselor de ședere. Pe numele celor doi turci au fost emise decizii de returnare, în baza cărora sunt obligați să părăsească România în termen de 15 zile. Totodată, cei doi au fost amendați cu suma totală de 1400 de lei. Brașovenii au posibilitatea să-și redirecționeze 3,5% din impozitul pe venit realizat anul trecut. Mai exact, oamenii vor putea să aleagă un ONG unde vor dori să ajungă banii lor. La sediul PNL s-au pregătit deja 230 de formulare prepersonalizate cu datele unor ONG-uri din județul Brașov, care activează în domenii precum îngrijirea bolnavilor aflați în stare incurabilă, îngrijirea copiilor cu autism, îngrijirea copiilor orfani sau a bătrânilor fără sprijin. Este vorba de transferul a 3,5% din impozitul pe venit, pe venitul acumulat în anul precedent. Acești bani dorim să fie transferați către asociații din județul Brașov. Credem că aceste asociații cheltuie mult mai bine banii decât statul și guvernul. De asemenea, dacă o persoană va dori să sprijine o altă asociație, reprezentanții PNL vor sta la dispoziție pentru a-i acorda consultanță. Programul de asistență este zilnic în intervalul orar 11:30-15:30, iar luni programul este și în intervalul 18:20. Elevii claselor a 8-a, respectiv a 12-a, care nu au posibilitatea de a avea un meditator particular, vor avea din această lună meditații gratuite la limba și literatura română. Inițiativa aparține reprezentanților Uniunii Junilor și a unei profesoare de limba română. În colaborare cu Uniunea Junilor ne-am gândit că ar fi un punct de sprijin aceste meditații pentru elevii care nu își permit o pregătire suplimentară individuală, deci îi așteptăm pe elevii care doresc să-și îmbunătățească cunoștințele dobândite până acum și mai ales elevii care se află în pragul examenelor naționale și ne referim la elevii de clasa 8-a și a 12-a. Ne avem inițiativa de a face aceste pregătiri suplimentare pentru a oferi și brașovenilor și a vedea brașovenii și altă față a junilor, aceea de a se implica în cazuri sociale și în viața comunității. Pe pagina evenimentului de pe Facebook este și numele noastre de contact, dar ne puteți scrie acolo și în curând o să avem și mail-ul oficial al Uniunii. Elevii vor primi un test pentru a li se evalua nivelul de cunoștințe, urmând ca în fiecare săptămână să se desfășoare orele de meditații.
Toți elevii care vor să-și îmbunătățească cunoștințele, dar și abilitățile în comunicare, au acum posibilitatea să o facă. Reprezentanții Bisericii Negre organizează cursuri pentru ghizi voluntari. Acest curs se adresează tuturor elevilor cu vârsta cuprinsă între 15 și 17 ani care vor să ajute la transmiterea istoriei Bisericii Negre. Biserica Neagră nu este numai lacășul nostru de cult, este și un monument important, un simbol al Brașovului. Și noi ne-am gândit, cu mulți ani în urmă, de fapt deja, să căutăm tineri dornici care ar dori să prezinte acest monument vizitatorilor din toată lumea. Căutăm vorbitori de limbi străine, ca de exemplu engleză, franceză, italiană, germană, bineînțeles, care ar putea să prezinte și străinilor acest monument. Cursurile se vor desfășura în luna martie și în luna iunie, iar la sfârșitul acestora se va ține și un examen. Întâlnirile vor fi o dată pe săptămână, iar cursurile vor fi ținute de către doi profesori cu experiență. Prieteni, bine v-am regăsit la întâlnirea noastră săptămânală cu rubrica de gramatică de la Brașov TV. Deși e de cele mai multe ori, cum este și firesc, suntem supărați atunci când comitem greșeli de gramatică, trebuie să știm că uneori acestea sunt amuzante. Astăzi vom încerca să ne delectăm, să privim partea bună a lucrurilor, dar și să învățăm din aceste greșeli. Toți știm că o simplă virgulă poate schimba cu totul înțelesul unei fraze. Haideți să vedem în minutele următoare cum trebuie să evităm astfel de greșeli, dar și cine au răspuns brașoveni. Când vrei să mănânci sau când mănânci undeva, așa spui, servi masă sau cum spui? Eu spun, de exemplu, dacă vrem, hai să mergem să mâncăm. Mai bine aș spune îmi cer iertare pentru ceea ce am făcut, nu decât să zic îmi cer scuze. Hai să mâncăm, virgulă, copii, pentru că hai să mâncăm copii, hai să îi mâncăm pe copii. Se întâmplă des să auziți oameni care spun că servesc masa. De fapt, cei care servesc sunt ospătarii, iar cei care se bucură de bucate, mănâncă. Dacă spuneți îmi cer scuze, înseamnă că vă cereți singur scuze. În momentul în care vă adresați altei persoane, ar trebui să spuneți îți cer scuze. Desigur, scuzele nu se cer, ele se prezintă. Mai bine folosiți îți cer iertare. Printre cele mai amuzante, fără doar și poate greșeli din limba română scrise, sunt erorile de punctuație, iar în acest sens virgula poate schimba cu totul înțelesul unei fraze. Vă dăm un exemplu concret și vă și arătăm lângă mine. Avem fraza: dacă bărbatul ar ști valoarea pe care o are, virgulă, femeia ar merge în patru labe în căutarea sa. Iar dacă virgula este poziționată în altă ordine, schimbă cu totul sensul frazei și avem următoarea afirmație: dacă bărbatul ar ști valoarea pe care o are femeia, virgulă, ar merge în patru labe în căutarea sa. Hai să mâncă copiii, ca și cum zice că mănânci copiii, deci nu ai mânca cu ei. Și pentru asta trebuie să punem niște și un semn de punctuație? Adică... Da, hai să mâncăm, virgulă, copii. Aici ar putea avea două sensuri, pentru că servim masa, se poate referi la faptul că mâncăm din masă la propriu. Cele mai amuzante și frecvente greșeli apar atunci când românii nu sunt atenți la ordinea în care pun cuvintele. Astfel de erori le găsim deseori în anunțuri publicitare. Avem și câteva exemple pe care nu ar trebui să le folosim, cum ar fi: confecționăm haine din pielea clientului, vindem scaune pentru copii cu trei picioare, confecționez paturi pentru copii de fier și vând ciorap pentru femei lungi. Prieteni, asta a fost tot pentru astăzi la rubrica noastră de gramatică de la Brașov TV. Sper că de acum încolo vom ști când și unde trebuie să folosim virgula, în așa fel încât să nu mai comitem aceste erori care, deși sunt amuzante, tot greșelile rămân. În cazul în care doriți să urmăriți rubrica noastră de gramatică, o puteți face în fiecare joi în direct, începând cu ora 18 în cadrul jurnalului Brașov TV de pe Facebook, iar rubrica o găsiți înregistrată pe site-ul nostru www.brasovtv.ro. Dacă aveți sugestii, ne puteți scrie și pe paginile noastre de Facebook, brasovtv.com sau știrile Brașov TV. Până data viitoare, toate cele bune!
rubrica de gramatică a fost realizată cu sprijinul RS Activ, lider în echipamente de construcții.